Un studiu realizat de oamenii de știință arată că melodiile preferate ne dau o stare de bine și ne stimulează activitatea creierului. De 47 de ani, în data de 1 octombrie, este sărbătorită Ziua Internațională a Muzicii. Evenimentul a fost marcat și la Chișinău. Muzeul Național de Artă al Republicii Moldova a fost gazda unui eveniment unde s-a vorbit despre rolul muzicii în viața oamenilor, dar și au fost interpretate creații ale compozitorului Constantin Rusnak. Azi vorbim despre muzică și pictură, vorbim despre acele personalități care în viața lor creativă, deci și pictura și muzica au jucat un rol foarte mare. Muzica și pictura au ceva comun și acel ceva comun se numește culoare, iar culoarea impresionează întotdeauna. Piesele lui Constantin Rusnak erau interpretate de autori, dar și de muzicieni de la noi și din România. A compus în mod deosebit pentru trioul din care facem parte și eu și doamna Aurelia Simion, trio academică de la Conservatorul din Iași. Și am venit cu cea mai mare plăcere să-i cântăm astăzi cele două lucrări. Muzica întotdeauna este însăși viața. Muzica e vie. Prin trânsa respirăm, gândim. Fostul ambasador și doctor în studiul artelor, Aurelian Dănila, a fost copleșit de emoții înainte de a evolua în fața publicului. N-am cântat de vreo 25 de ani și acum mi-a venit să-mi amintesc de instrumentul meu, de cel cu care am pornit în viață. Orice ocupație care am avut-o în afara muzicii, până la urmă, se termina tot cu muzică. Muzica e viața mea, de fapt. Asta este, pentru că în muzică sunt de acum mulți ani. Pentru mine este important ca nu numai eu să fiu în muzică, dar să promovez muzica. Ziua Internațională a Muzicii a fost sărbătorită pentru prima dată în 1975, fiind organizată de Consiliul Muzical al UNESCO la propunerea celebrului violonist Yehudi Menuhin, discipolul marelui compozitor român George Enescu.